a zis, după 2009, dacă n-ați rezolvat problema acestor deșeuri, amendă uriașă pentru primari. Și din momentul acela, la noi s-a rezolvat excelent, vine salubritatea, fiecare localnic sătean are pubela și numai, foarte puțin, dacă mai sunt situații din astea, care va să zică, dar a fost spectrul acelei uriașe amenzi care păștea comunitatea și primarul personal. Și n-a mai, atunci cum s-a găsit soluția? După părerea mea, în momentul în care o să-ți vină iarăși Uniunea Europeană și o să zică, băi, ia ce ați făcut în direcția lanțului ăsta de colectare selectivă și preluarea acelei colectări selective, și așa mai departe, și cine n-a făcut nana, eu sunt convins că o să miște lucrurile înainte.